Salut tuturor! Astăzi vom discuta despre Holocaust și vom vedea de ce este important pentru noi, cei de astăzi, să cunoaștem ce s-a petrecut cu mai bine de 75 de ani în urmă. Holocaustul, sau Shoah, ca să folosesc termenul ebraic, a fost acțiunea sistematică a naziștilor de a anihila întreaga populație evrească sau cu origini evrești, adică de a ucide orice femeie, bărbat, bătrân sau copil care aparținea acestui grup. Până la 8 mai 1945, atunci când Germania nazistă a acceptat capitularea necondiționată, sfârșindu-se astfel războiul în Europa, circa 6 milioane de evrei au pierit. Unii au fost împușcați și aruncați în gropi comune, sau gazați în lagăre și arși în crematorii. Alții exterminați în ghetouri, marșuri extenuante, lăsați să moară de foame sau uciși în pogromuri. Iar cei puțini care au supraviețuit au rămas marcați pentru totdeauna de trauma trăită. Două treimi din populația evrească din Europa a dispărut în numai câțiva ani, în ceea ce a fost, fără îndoială, unul din cele mai negre episoade ale umanității. Iar pe lângă evrei, mașinăria de ucis a celui de-al treilea Reich a cuprins și alte grupuri de oameni considerați indezirabili, care, în viziunea lui Hitler și a fanaticilor săi susținători, trebuiau pur și simplu să dispară, adică să fie lichidați. Așa a fost cazul romilor, popoarelor slave din centrul și estul Europei, prizonierilor sovietici, homosexualilor, persoanelor cu dizabilități sau al grupurilor religioase, de la călugărițe catolice la membrii unor curte neoprotestante. Acești oameni au trecut prin experiențe greu de descris și mai ales greu de crezut că s-au putut întâmpla în secolul trecut, în inima Europei. Și totuși, ele chiar s-au întâmplat, în ciuda faptului că și astăzi mai sunt persoane care au nesăbuința, ca să nu folosesc alt termen mai dur, de a renega. Toate aceste crime ale celui de-al doilea război mondial, executate de Germania nazistă, dar și de aliații săi, printre care și România până în august 1944, sunt legate de anumite locuri, precum Babi Iar, Sobibor, Treblinka, Odessa sau probabil cel mai cunoscut dintre toate, Auschwitz-Birkenau, unde a funcționat cel mai groasnic lagăr de exterminare. Peste 1 milion de oameni au fost gazați de naziști și trupurile lor arse pentru a li se șterge urma. Foarte puțini au supraviețuit până în 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie și astfel, în deceniile următoare, au putut depune mărturie despre ce a însemnat concret Holocaustul. Una dintre cele mai impresionante mărturii este a Olgei Rengir, care a publicat în 1946 un volum de memorii reeditat recent de editora Corint sub titlul Cuptoarele morții și despre care o să discut astăzi cu istoricul Sorin Torturică. Iar dacă vă întrebați cine sunt eu, care semăn cu Horia, am părul lung și barbă ca el, sunt din Ploiești, la fel ca el, dar nu sunt el, atunci permiteți-mi să mă prezint. Eu sunt Lucian Vasile și poate m-ați mai văzut în alte două ocazii, vorbind cu Horia despre istoria orașului nostru natal, adică Ploiești. Tot eu am scris textele pentru clipurile despre Rusia și Putin, conflictul din Nagorno-Karabakh sau cel din Georgia. Astăzi sunt pentru prima dată în fața voastră, aici, la această masă, inaugurând o serie de podcasturi de istorie. Au fost distruse majoritatea ca urmare a revoltelor și încercării nemților de a-și șterge urmele. Și dacă nu mă înșel, și la Sobibor și la Treblinka, după ce au fost complet rase, precum Cartagina pe care am amintit-o tot la început, au plantat copaci, au creat o fermă. Da, le-au distrus în 1943. Auschwitz-ul a supraviețuit până la final. Nu se așteptau ca sovieticii să ajungă atât de repede și rapid. La începutul anului 1945 au încolonat populația din detașamentele de muncă, populația supraviețuitoare, și l-au dus către interiorul Reichului. Și acesta este un moment în care foarte mulți, inclusiv Olga Rengir, reușesc să evadeze. Și pentru că i-am amintit-o pe Olga Rengir, a cărei carte o avem aici pe masă, spune-mi, te rog, de ce
este mărturie atât de impresionantă și atât de importantă pentru oricine care vrea să studieze istoria Holocaustului și istoria asta complicatului secol 20. Că... Da, din mai multe motive. În primul rând, este o mărturie, cum ai spus. Nu este cineva care scrie despre Auschwitz, este cineva care a trăit multe luni acolo și a reușit să supraviețuiască. Ea este o femeie care în 1944, în mai, avea o familie, soț, medic, ea era asistent medical, lucrau împreună la spitalul particular al soțului, aveau doi copii mici, 10 și 12 ani, avea doi părinți cu care locuia. Află că soțul este deportat în mai 1943, va fi deportat în Reich, așa îi se spune, și ea decide să-l însoțească. El îi spune, nu, rămâi și ai grijă de copii, nu, merg cu tine. Atunci părinții Olga îi spun, hai că mergem și noi și luăm și copiii, mergem în Reich, sigur soțul tău va lucra undeva într-un spital german pentru că este nevoie de medici. Mulți medici sunt pe front, mulți chirurgi. Și la gara au surpriza să fie urcați în vagoane de cale ferată, în vagoane de vite, împreună cu multe familii, și închiși acolo. Și vor rămâne, nu și-a dat seama câte zile, dar multe zile, până au ajuns la Auschwitz. Sigur, trecând prin mai multe țări, în drum către teritoriul polonez. Și descrie dramele care sunt cumplite. Până la urmă, oamenii încep să moară. În interior nu au apă, nu au medicamente. Chiar spune cum un soț, când a închis ochii soției, s-a bucurat, s-a simțit ușurat și a zis, în sfârșit, ai murit. Da, pentru cei de astăzi poate părea așa, complet departe lume. Da, dar și pentru ea a părut ceva șocant. Când ajunge la Auschwitz, a făcut un gest pe care l-a reproșat toată viața. Soțul ei și tatăl au fost separați într-o coloană a bărbaților. Ea a rămas cu unul dintre băieți și cu mama. Și a venit un medic care s-a dovedit a fi doctorul Fritz Klein din Kodlea. Era în SS acum, Kodlea lângă Brașov, și i-a spus copilul tău are 12 ani că poate să rămână cu tine într-un detașament de muncă. Și atunci s-a gândit că ar fi bine să-l protejeze și a zis, nu, nu are 12 ani, ar fi mai bine să rămână cu ceilalți copii. Da, sigur, a fost foarte amabil Fritz Klein. Și Olga insistă, poate și mama să stea cu copiii? Da, poate să aibă grijă de copii. În realitate, fiul ei și mama, fiul mai mare, au fost duși în coloana care urma să meargă la camera de gazare. Și pe urmă descrie șocul când a aflat, n-a vrut să creadă când i-au spus celelalte deținute. Și apoi descrie toate scenele care s-au întâmplat, toate nenorocirile, ticăloșiile pe care a trebuit să le suporte un om într-un lagăr de concentrare. De mai multe ori m-am oprit din citit. Pentru că am simțit că nu mai pot să citesc. Dacă vrei, pot să selectez câteva pasaje. Și eu am avut aceleași probleme atunci când au fost scenele cu copii, într-adevăr, cea cu despărțirea de copii a Olgei Rengel a fost prima, dar apoi... Ajunge în spitalul din lagăr, unde n-au medicamente, n-au instrumente de chirurgie, n-au nimic. Așa zisul spital. Nu are aproape nimic în comun cu ceea ce știm noi. Și știm că deținutele care erau însărcinate la venire urmau să fie trimise la camera de gazare imediat după ce nășteau, este pus în situația de a alege să omoare copilul la naștere. Deci după ce tu ți-ai pierdut fii, ăsta mi se pare un șoc tot așa, foarte mare. O dramă. Dar își dă seama că trebuie să încerce să salveze măcar o persoană. Și asta mi s-a părut cumplit. Și atunci m-am oprit din citit.
Practic, ea, care ar fi trebuit să se îngrijească de sănătatea celor care ajungeau în fața ei, este practic nevoită să-i omoare pe unii dintre ei. Ea depusese un jurământ pe care îl încălca în fiecare zi pentru că nu putea să ajute, dar totuși... Era un calcul cinic și rațional, oricât de neînțeles poate părea pentru noi cei de astăzi. Da. Da. Dar și acest lucru și-l va reproșa mai târziu. Aș vrea să citesc despre ce se întâmplă în camerele de gazare. Cum descrie. Nu o să citesc tot, doar câteva pasaje. Ea nu a lucrat în detașamentul de evrei care era destinat acestor camere, dar discuta cu persoanele din aceste detașamente. Din relatările martorilor oculari, ne putem da seama ce spectacol oferea camera de gazare după ce se deschideau ușile. În suferința lor hidoasă, condamnații încercaseră să se cațere unul peste altul. În timpul agoniei, își înfipseseră unghiile în carnea vecinilor. De regulă, cadavrele erau așa de înghesuite și de încurcate, încât era imposibil să fie separate. Tehnicienii germani inventaseră prăjini speciale, cu vârful ca un cârlig, care se înfigea adânc în carnea cadavrului ca să-l tragă afară. Odată scoase din camera de gazare, cadavrele erau transportate la crematoriu. Am menționat deja că nu era neobișnuit ca unele victime să mai fie în viață, dar erau considerate ca fiind decedate și erau incinerate la oaltă cu aceștia. Un lift ridica trupurile în cuptor, cadavrele erau sortate metodic, copiii intrau primii, apoi trupurile acelor foarte slăbiți și cadavrele mai mari la sfârșit. Între timp, serviciul de recuperare funcționa fără odihnă. Dentiștii scoteau dinții de aur și de argint, punțile, coroanele și plăcile. Alți membri ai echipei speciale adunau inelele, deoarece unii deținuți reușiseră cumva să și le păstreze, în pofida controlelor severe. Evident, germanii nu voiau să piardă nimic valoros. Supraomul nordic știa cum să profite de ocazie. Niște căzi uriașe erau folosite pentru a aduna grăsimea umană care se topea la temperaturi înalte. Nu e de mirare că săpunul din lagăr avea un miros atât de ciudat. Și nu era surprinzător că deținuții deveniseră bănuitori la vederea anumitor bucăți de grăsime din salam. Uneori primeau felii subțiri de ceva care li se spunea că este salam. Chiar și cenușa cadavrelor era folosită ca îngrășăminte în fermele și grădinile din împrejurimi. Surplusul, în ghilimele, era aruncat în vistula, apa râului căra rămășițele a mii de deportați nefericiți. Bun, asta este una dintre zecile de scene din carte după care te oprești și nu mai poți să citești. Deși am mai citit despre Auschwitz. Eu mă opream și îmi puneam tot felul de întrebări. Spre exemplu, că ai amintit de scena în care își trimite copilul mai mare cu... Da. Celălalt copil și spune că nu se gândea, nu se aștepta că se poate întâmpla ceva atât de macabru ca uciderea imediat într-o cameră de gazare. Da, e o idee care apare, am văzut mai târziu, când ea, să zicem, devine o persoană cu experiență acolo și a văzut foarte multe la Auschwitz, se întâlnea de multe ori cu această perspectivă a persoanelor care nu credeau că sunt duse la camera de gazare, chiar dacă știau de la ceilalți deținuți că asta se întâmplă cu cei care sunt luați cu acele mașini curmea de Crucea Roșie și totuși ei nu credeau. Da, noi sosiți în lagăr sunt totuși oameni care vin dintr-o casă, au niște haine și văd plimbându-se printre ei niște oameni foarte slabi, rași în cap, tatuați în niște zdrențe, iar acești oameni încearcă să le spună în câteva vorbe șoptite, nu pleca, nu să sa copilul, să plece de lângă tine, nu mergi în coloana din dreapta. Și nu, tendința este să nu-l iei pe nebunul acesta în seamă. Și ea povestește că când a ajuns în lagăr, a văzut câteva femei și a râs de ele pentru că arătau foarte caragiosi, s-a părut, și ele au spus în câteva săptămâni o să arătați ca noi. Da, dar nu numai despre aceste persoane, să zicem, nou venite,
e ceea ce m-a frapat, cât despre cei care stăteau deja de o perioadă, ea povestește de acele selecții regulate, din când în când erau scoși în fața barăcilor și gardienii sau administrația alegea câteva persoane care sunt cei care refuzau să creadă, probabil... Și după atâta timp refuzau să creadă și încercam să înțeleg ce este în mintea lor. Era, nu știu, mecanism de apărare, nu știu, să nu cadă pradă disperării, deznădejdii. Sunt convins că asta era, da. Sau, nu știu, era pur și simplu o limitare, nu poți să crezi că umanitatea a căzut atât de jos. Nu știu. Adică sunt două abordări. Una este emoțională. Pur și simplu, ca un mecanism de apărare, te rup de tot și nu mai crezi nimic. Cealaltă este rațională, zici, măi, care sunt motivele pentru care se întâmplă aceste lucruri? Nu există. Suntem totuși în secolul 20. Oamenii sunt civilizați, au spitale, au transport pe cale ferată, au aviație. Nu. Este prea absurd ca eu să cred așa ceva. Ei, chiar și ea, atunci când era încă în Cluj, povestește că a primit diverse informații că se întâmplă lucruri dramatice cu populația evrească din Reich și nu a dat crezare. Chiar, da, da. Chiar aș vrea să... Aici, în primele pagini, spune... Uite, de exemplu, chiar și atunci când un maior german din Wehrmacht, care fusese încartiruit la noi în casă, deci era până să fie trimis în lagăr, ne-a vorbit despre valul terorii prin care țara lui acoperise Europa, tot nu am putut accepta. Nu era un om lipsit de educație, dar de aceea am fost convinsă că încerca să ne sperie. Am încercat să păstrăm distanța față de el, ea soțul, până când într-o seară a cerut să stea cu noi. Părea că dorește numai să poartă o conversație, dar pe măsură ce vorbea mai mult, pe atât se revărsa mai mult amărăciune. Peste tot, spunea el, oamenii aflați sub ocupație îl priveau cu ochii plini de ură și nu primea de acasă de la familie decât plângeri că nu le trimite suficientă pradă. Alți soldați, gradați și ofițeri expediau acasă mult mai multe bijuterii, haine, obiecte de artă și alimente. Trebuia să ascult. Ceea ce m-a impresionat era cu câtă ură față de el însuși povestea despre trupele lui care mărșoleau pe drumuri literalmente flancate de trupuri atârnate în spânzurători. Puteam să jur că este fie beat, fie nebun, deși știam că nu e niciuna nici alta. Ne-a vorbit despre dubele construite special pentru a-i gaza pe prizonieri. A vorbit despre lagărele uriașe destinate numai exterminării populațiilor minoritare cu milioanele. Mi se zbârlea pielea. Cum putea crede cineva povești atât de fantastice? Și e practic cineva care este exponentul regimului criminal. Da. Cel care spune acest lucru. Noi discutăm asta pentru că nu știm cum am reacționat noi când cineva n-ar spune asta. Dacă noi am fi în situația să trecem prin ce au trecut ei. Într-adevăr, este de neimaginat. Și să ne uităm ce s-a întâmplat acum în Ucraina. Te mai așteptai ca armata rusă să repete teroarea din 1945? Eu nu mă așteptam nici să treacă la atacul armat. Da, păi să se ajungă aici. Adică da, eram ferm convins că nu o să fie război, dar uite că istoria tot timpul ne arată că e mai complexă și mai complicată decât o bănuim noi. E exact același lucru pe care... Tu ai apelat la argumente raționale, probabil, de asta. Adică nu, toți cei care suntem astăzi uimiți de ce se întâmplă acolo, am rămas în sfera raționalului. Da, textul despre ce vrea Putin în Ucraina e scris de mine și teza finală, pentru că așa am crezut atunci, era că da, Putin nu o să invadeze, că e doar un show de forță și un braf. Și uite că m-am înșelat, da, admit asta. Eu mă gândeam și dincolo de rațional, adică, sau bine, încercam cu capacitățile mele raționale de acum să înțeleg ce era în mintea persoanelor respective, că așa, dacă ar fi să fac o comparație cu pop culture-ul de astăzi, mi se pare așa, sunt anumite cazuri care seamănă cu Don't Look Up. Știi, adică când ești acolo deja de ceva vreme, vezi zi de zi moartea, te obișnuiești cu ea și totuși când acele persoane au fost puse în situația de a fi victimele propriu-zise, ele tot refuzau să creadă o evidență pe care au cunoscut-o de atâta timp. Și asta m-a frapat, știi?
Nu știu ce a fost, dar într-adevăr e foarte greu de înțeles, cel puțin, nu știu, de mine, cel de astăzi, trăitor în Europa 2022. Da, probabil că se zice, nu, speranța moare ultima, tot mai sper că nu ți-e o să ți se întâmple. Probabil că acum n-a fost niciodată situația nici pe aproape să sper că nu o să mi se întâmple ceva, dar cred că asta a fost, este modul tău de a-ți conserva viața și echilibrul psihic atât cât mai aveai din el. Probabil. Da, pentru uite, că eu cred că este și o luptă pentru a-ți păstra echilibrul psihic chiar și când intri în camera de gazare. Da, că exact asta spunea și... Știind că e o cameră de gazare, pentru că cei mai mulți nu știau unde, li se spunea că fac un duș. Exact, da. Dar cei din lagăr care erau selecționați pentru că erau slăbiți, pentru că erau bolnavi, după niște luni știau unde merg. Păi da, da, exact, exact aici mă gândeam. Dar nu era de altfel singura întrebare pe care mi-am pus-o și care așa m-a măcinat de-a lungul întregului vorum și care, sincer să fiu, mă urmărește și astăzi. Există, sau crezi că există gradea răului? Că uite, l-ai amintit pe doctorul Klein. Doctorul Klein este, a fost practic un arbitru al morții și un actor al morții. El avea drept de viață și de moarte asupra celor care veneau acolo. El este cel care a făcut semnul spre coroana celor care aveau să moară pentru o parte a familiei Olgăi Rengir. Pe de altă parte, un episod care m-a frapat, m-a contrariat când același doctor Klein este cel care salvează pentru moment. Vreo 30 de femei, da? Da, da, adică... Și Olga Rengir îl vede ca un salvator pe ucigașul unei părți a familiei sale. Înaintea lui Klein a venit o gardiancă de 21 de ani, Irma Greze. Frumusețea de la Auschwitz. Dar care, sincer, una dintre cele mai crude persoane. Și a selectat vreo 200 pentru a merge la camera de gazare. Și le-a lăsat undeva încuiate, a uitat de ele, femeile respective n-au primit hrană, n-au primit apă. Și atunci autoarea cărții, cunoscându-l deja pe Klein, Klein știind că sunt cam din aceea zonă, l-a rugat. Și ea, având atribuții pe linia aceasta medicală și venind în contact cu Klein, l-a rugat să le salveze. Și absolut neașteptat pentru cititor, le-a luat pe cele care păreau mai puternice, le-a scos de acolo sub pretextul că fug de muncă. Sunt vreo 30 de suflete pe care le salvează, dar asta îl face mai bun? Nu știu. El... Nici eu, tocmai asta m-am întrebat și eu. Pentru că în momentul ăla, el acționează în contra a ce a acționat până atunci. Eu nu spun asta ca să, Doamne, adică frește, să este un gardian. Știu, sunt convins. Doar ca să înțeleg toate nuanțele astea dintre alb și negru, care de fapt ne definesc pe noi în funcție de... Da, și asta îl definește, fapt, aceasta. Dar la urma urmei, Holocaustul n-ar fi avut loc, lagărele de exterminare nu ar fi existat dacă nu erau niște oameni care să îmbrace uniforma SS-ului, să meargă acolo și să asasineze. Iar el este unul dintre cei care au făcut așa ceva. Și nu numai uniforma SS-ului. Și chiar dacă acum are un episod nefiresc pentru ceea ce era el acolo, cu o zi înainte sau a doua zi trimitea pe alți oameni la moarte după cum voia el. Da, m-am tot gândit de ce a avut episodul acesta, că la finalul episodului chiar are un conflict foarte dur cu Irma Greze. Da, vine Irma și spune că te-ai amestecat în afacerile mele, ceva de genul acesta, și el îi spune că nu, eu răspund pe linie medicală, iar deținutele acestea sunt apte de muncă. Irma, care este tot timpul crudă, atunci când nu este crudă, este apatică. Deci nu pentru că are momente de... Și chiar slabă. De conștiință, da. Da, e foarte așa, relevator momentul acela în care Irma ajunge să ceară ajutorul deținutelor din jurul Olgăi Rengir. Da, și practic tartorul de fapt e un om ca oricare altul. Și cred că asta e foarte înfricoșător, că vezi că de fapt acei oameni care îmbrăcau uniforma SS-ului sau a
Și nu numai, că nu, nici Wehrmachtul n-a fost mai curat sau au existat și trupe auxiliare, dar asta vreau să te întreb ceva mai târziu. Da. Erau de fapt oameni ca toți ceilalți, care au ajuns să facă toate aceste lucruri îngrozitoare. Nu știu. Eu cred că oamenii aceștia care sunt călăi, există și azi printre noi, au existat dintotdeauna și vor exista. Și îi putem percepe astăzi ca niște oameni simpli, niște oameni ca noi. Dar dacă se ivește contextul, ei vor deveni niște sadici și niște criminali. Da. Dacă se ivește contextul. Astăzi poate unii dintre ei sunt neadaptați, nu-și găsesc locul, dar sunt acei psihopați care nu au sentimente umane, nu au milă, nu au rușine, nu au frică, nu au conștiință. Ei dorm noaptea, după ce au decis cine moare și cine trăiește. Băi, că, uite, eu nu cred că sunt numai psihopați, eu chiar cred că sunt și oameni care ajung în urma contextului, supuși unei propagande, duși așa de drum să ajungă să se comporte ca niște psihopați, dar ei, de fapt, să fie la bază niște oameni ca oricare dintre noi, ceea ce mi se pare cel mai fricoșător, știi, că niciodată... Poate doctorul Klein să fi fost un astfel de om și Irma Greze să fi fost o persoană fără sentimente? Da. Nu știu, mi-am pus întrebarea asta. Da, pentru că e imposibil să nu ți-o pui. Că naște niște ipoteze foarte înfricoșătoare, știi, că oricare dintre noi putem, într-un context istoric nefericit, să ajungem de o parte sau de alta și nici nu vreau să mă gândesc cum am reacționat noi dacă am fi puși să facem alegeri de asemenea... Totuși, da... Pentru că, uite, spre unii exemplu... Unii n-am rezistat, mă gândesc. Nu știu, cred că nici Olga Renger nu credea că ar fi putut să reziste. Și uite că, și, făcând da, și... din pas în pas, a ajuns la un moment dat este chiar acuzată de corregere de detenție că este una de a lor, adică una de a criminalilor, ea fiind o victimă. El și-a pierdut copiii, soțul, părinții. Da, dar relațiile dintre ele sunt... niște relații instabile, pentru că fiecare ajunge să nu mai aibă încredere sau ai încredere până la un anumit moment, spiritul acesta de camaraderie există, după care se întâmplă ceva și îți pierzi încrederea. Chiar este o situație extremă în care îl vezi pe om. Dar eu zic că și ea și foarte mulți de acolo au trecut cu bine prin încercarea aceasta. Cu bine cât se putea de bine. Da, adică din punctul de vedere al traumatizat. Da, din punct de vedere al demnității umane. Da. Ce m-a frapat la carte este că Olga Renger arată că de fapt la Auschwitz nu erau numai evrei, de fapt erau, spunea că 80% dintre deținuții, așa pe termen lung, erau de fapt de alte grupuri etnice sau inclusiv germani. Da. De fapt... Care aveau un tratament relativ mai bun. Mai, da. Da. Ce au făcut cei care administrau lagărul și nu numai la Auschwitz, în toate lagărele? Au luat condamnați germani pentru violență, pentru crime, oameni, să le zicem, sadici, și au pus șefi peste deținuții evrei sau polonezi sau deținuții politici. Și i-au controlat în primul rând prin violența acestor șefi. Ei se numeau capo. Capo, cred că în primul lagăr de la Dachau au apărut acești capo ca primul experiment și a funcționat. Uneori aceștia sunt mai violenți, mai cruzi decât SS-iștii, pentru că SS-iștii nu au nimic de demonstrat. Șefii de detașamente, acești capo, trebuie să-și... demonstreze în fiecare zi loialitatea față de stăpânii lor. Da. Deci avem pe germani. În lagăre îi avem pe polonezi, nu evrei, pe cei acuzați de implicare, de rezistență, de implicare politică. Și avem de asemenea populație de etnie romă. Holocaust n-a însemnat numai moartea evreilor, a însemnat, cred că pe locul 2 sunt cei de etnie romă. A însemnat și exterminarea lor. Și în al treilea Reich, și pe teritoriul cucerit de al treilea Reich înrăsărit, sau în
în vest și în, în România. Da, și au fost și membrii ai altor grupuri, precum cehii, despre care e un episod absolut, absolut impresionant, da. Cei din Olanda sau din Franța, dacă mă înșel, erau și greci. Au da, venit și greci, da. Da, era de fapt o multitudine de... de naționalități, dar da, la cei mai drama, drama cum îmi dau seama, este mai amplificată pentru că ei locuiau, cu locuiau familiile. Nu au fost separați și mergeau la, când știau că urmea să meargă la camera de gazare, mergeau împreună. Da, nu cunosc motivele pentru care au decis așa, să, nu, să nu-i separe. Ție care s-a părut așa reacția reacția experienței Olga Renger în Auschwitz? Sentimentul cel mai puternic este că răul, dacă este dezlănțuit, nu are limite. Deci nu, se duce în jos fără să se mai oprească. Asta a fost sentimentul pe care l-am avut tot timpul și deși am demonstrat pe fiecare pagină acest lucru, îl descoperam și în următoarele pagini și la următoarele pasaje și tot așa, cam asta este drumul cărții și asta este lecția, cred, că răul, dacă nu îl stăpânești, dacă nu nu-i pui bariere, se va duce, nu se va opri de la sine, pentru că nu s-a oprit exterminarea evreilor decât după ce aliații sovietici dinspre răsărit, aliații occidentali dinspre vest au pus capăt regimului nazist. Așa s-a oprit exterminarea. Nu știm ce alte populații ar fi intrat în Malaxor. Cu toate că evreii au încercat să opună rezistență în mai multe episoade, inclusiv la Auschwitz. Inclusiv la Auschwitz este într-adevăr un episod pe care îl povestește. Ce voiau ei? Ei știau că nu pot să supraviețuiască. Cel mai important lucru li s-a părut să arunce în aer crematorii. Cele 5 crematorii. Nu au avut explozibil decât pentru unul și câteva arme de calibru mic cu care au luptat, care și-au prelungit viața. Adică au zis, sunt cei care au spus, nu sunt un sclav al vostru, arăt și eu că pot să lupt. E, să spunem, o reflecție a ce s-a întâmplat în ghetoul din Varșovia, unde, să zicem, a fost cea mai amplă insurecția armată a evreilor care urmau să fie lichidați de către naziști. Da. În 1943, în cartierul respectiv. Au conștientizat că nu au nicio șansă să scape, dar au vrut să piară luptând. Sigur, nu toți, vreo 70.000 tot au fost duși în lagărele de exterminare și uciși acolo după lichidarea ghetoului. Da, și cred că cel mai... cel mai puternic impact a avut faptul că naziștii au fost șocați de faptul că victimele lor pot răspunde, adică au capacitatea să se împotrivească, ceea ce cred că a fost o lovitură pentru orgoliul lor. Cel puțin în Varșovia știm foarte bine că asta a fost nu înfrângerea militară, nu datul peste cap al planului de anihilare, cât partea asta de orgoliu, că... Da, normal. Îi considerau pe evrei, pe slavii, pe romi, îi considerau pe cea mai de jos treaptă a umanității. Undeva între acestea eram noi latinii, că noi nu discutăm niciodată și dacă Hitler câștiga războiul, ce s-ar fi întâmplat cu noi? Că nu e sigur că ai fi fost cel mult un satelit agrar, nu știu. Nici eu nu știu și nu mă pricepe istorie contrafactuală. Ei când executau populațiile până să ia decizia gazărilor, îi puneau să se dezbrace. Tocmai ca să-l umilească complet și să fie sigur că nu li se opune niciun fel de rezistență. De asemenea, când ajungeau în lagăre și îi dădeau jos din vagoane, se purtau frumos cu oamenii. Gata, ați venit, acum o să fie bine, cei abs de muncă vor merge la muncă, bătrânii vor sta cu copiii. Vă rugăm, mergeți să faceți un duș. Adică nu îi spăimântau, chiar dacă îi mai loveau, le vorbeau, încercau să țină sub control furia umană, cred că se temeau un pic de convulsii în acele momente.
Mie mi s-a părut absolut macabru că avea o orchestră care cânta atunci. O menționează Olga Renghir. Da. Și nu era un marș funebru, era chiar o muzică, să spunem, liniștitoare, cât, oricât de liniștitoare poate fi în contextul respectiv. Da, o menționează în mai multe rânduri, cred că este folosită și ca propagandă pentru locuitorii Reichului, când la un moment dat este adusă orchestra, ei sunt scoși din barăci, ascultă muzica, sunt filmați și în jurnalele de știri din Germania ajung aceste imagini. Iată ce tihnită este viața într-un lagăr de concentrare, de exterminare, în timp ce voi suportați bombardamentele avioanelor americane și engleze. Și asta va fi iarăși un lucru utilizat în propaganda de după război de către mulți germani care vor spune că noi n-am știut, că nouă ni s-a spus că așa ceva nu se întâmplă și că... Și sunt unii care nici astăzi nu recunosc existența Holocaustului. Da, chiar voiam să te întreb, de ce crezi că mai sunt și astăzi oameni care neagă Holocaustul? Și, nu știu, care vorbim crezi că ar fi... Vorbim de România? Nu, hai să vorbim așa, la modul, general. Da. Cred că din două motive. Unii, motivele pe care le-am discutat, rațional nu poți să crezi așa ceva, dar aceștia cred că sunt puțini și până la urmă au suficiente dovezi, dar cred că și acei oameni care în secret ar susține ceea ce s-a întâmplat. Mi-e teamă de chestia asta, pentru că văd ce se întâmplă în România. În România nu am întâlnit foarte mulți care spun că n-a existat Holocaustul. Dar sunt mulți care spun că n-a existat Holocaustul lui Antonescu. Holocaustul lui Hitler a existat, dar cel al lui Antonescu nu. Și am stat de vorbă. De ce spui asta? Sunt vreo trei motive. Primul, Antonescu este un erou, nu putea să fie criminal de război. Ăștia mi s-au părut cei mai proști. Poate n-ar trebui să spun. Ticăloșii. Antonescu este un erou, chiar dacă a făcut ce a făcut, nu e bine să spunem. Pentru că nu este în interesul poporului român. Și nu, ce facem noi? Acum aruncăm acuzația asupra unui erou. Și mai sunt unii pe care nu-i, care par oameni ok și care spun, domne, poporul român e popor creștin. Nu poate să, soldatul român nu a împușcat femei și copii. Nu, credința lui nu-i permite acest lucru. Și dacă îi întreb, bine, minerii în 1990 au fost creștini, hai să ne imaginăm că ar fi avut și arme. Este o stare care provoacă aceste lucruri. Este o teamă. Dacă ți se spune, dacă nu tragi, te împuși pe tine sau te spânzuri, tragi, probabil, mulți trag. Sau poate e și beția asta, violenței. Poate să fie și o beție, moarte în jurul tău, ești tu un ucigaș, fără să mai conștientizezi. Fără să-ți dorești acest lucru, da. Da, și să conștientizezi ce înseamnă asta. Cred că asta se întâmplă mai degrabă în timpul unei bătălii. Nu știu dacă se întâmplă în spatele frontului când trebuie să ridici populația dintr-un sat, cum s-a întâmplat și pe teritoriul Moldovei, să-i duci undeva într-o râpă să împuște acolo. Sau cum s-a întâmplat la Odessa. La Odessa a fost și mai cumplit, da. Da. Ca răspuns la dinamitarea comandamentului român după ocuparea orașului de către trupele române în 1941. Dacă vii și spui, uite ce-mi trece acum prin cap, dom'le, nu a existat Holocaust în România. Legea. Și încep și aduci oricare dintre argumentele de mai devreme și mergi mai departe. Încep să faci și filme pe YouTube, încep să scrii cărți despre asta. Și te trezești dat în judecată. Trebuie să te aperi. Mergi la arhivele militare. Ai surpriza să găsești informații care spun că a existat acel Holocaust. Cum te descurci? De ce, înainte de a vorbi despre un subiect, nu te documentezi înainte? De ce mergi pe argumente mai puțin raționale? Sau poate sunt oameni care decupează numai faptele care reconvin și care se potrivesc cu narațiunea lor. Da, sunt convins, nu numai când e vorba de istorie. Tot ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Da, știi,
ultimul tipar mi-a adus aminte de lucruri care se întâmplă și astăzi, nu? Că un popor creștin, o armată creștină nu bombardează în zi de Paște și uite că Odessa a fost bombardată și în zi de Paște. Da. Da. Și ca să mai discutăm ce s-a întâmplat pe lângă Kiev. Și care crezi că ar fi varianta cea mai bună de a discuta cu oamenii aceștia și de a-i determina, de a-i ajuta? Să rămâi la argumente. Nu, pe unii n-ai cum să-i convingi. Dar pe cei mai mulți poate faci să caute și cealaltă față a adevărului sau să caute adevărul, cealaltă față a problemei. Trebuie să discutăm cât mai mult despre acest subiect, să învățăm la școală, nu numai despre Holocaustul din al doilea război mondial, și despre Fântâna Albă. Este normal să discutăm despre ce s-a întâmplat la 1 aprilie 41 la Fântâna Albă, despre 1907, apropo, și soldații care au tras la 1907 erau tot creștini și n-au mai tras în populație evrească pe care o putea percepe ca străină. Nu. Au tras în oameni ca părinții și frații lor de acasă. Da, n-au tras chiar în ai lor, pentru că cei din Moldova au fost duși în sud, cei din sud în Moldova. Bun. În timpul răscorii țărănești. Da, da. Discutat deschis. Care tot o componentă antisemită a avut la început, na, cu ura față de arândașul evreu care... Da, antisemitismul românesc începe în secolul al XIX-lea, avem ziariști antisemiți, avem politicieni antisemiți, avem articolul 7 din Constituție, de la Constituția 1866, care nu permite celor care nu sunt creștini să devină cetățeni. Sigur, nu era problema cu musulmani, era problema cu evrei, dar și cumva avem populația obișnuită care vede că evreul prosperă în afaceri, că evrei se susțin. Asta este o trăsătură a comunităților evrești, sunt solidare. Ok. Tocmai pentru și păstra identitatea. Da, era modul lor de a-și păstra identitatea. Și avem aceste răbuvniri antisemite, despre care trebuie să discutăm deschis, pentru că nu suntem noi cei de astăzi vinovați pentru ce au făcut înaintașii noștri. Dar suntem vinovați dacă tăcem. Da. Sau dacă nu ne informăm și nu aflăm despre ce s-a întâmplat atunci. Da, sau dacă ascundem. Adevărul este una, fapta din trecut este altceva. Dar cred că ai obligația să discuți deschis. Da, mai ales că s-a ajuns la situații absolut aberante. Spre exemplu, A.C. Cuza, care era politician, să zicem, părintele antisemitismului românesc, ajunsese la un moment dat chiar să ceară scoaterea Vechiului Testament în biserică, că e numai despre evrei. Da, ne întoarcem iar la prima discuție, că, uite, creștinii erau împotriva evreilor, dar foloseau Vechiul Testament. Ei folosesc poveștile din întâmplările din Vechiul Testament și, cum am spus, mulți stâlpi ai bisericii creștine sunt evrei. Creștinismul a apărut în mijlocul comunității evreiești, nu a apărut în Europa, n-a apărut în America Latină sau în Antarctica. Dar tu crezi că astăzi mai există antisemitism în România? În perioada interberică, în România existau peste 700.000 de evrei, astăzi sunt undeva la 6.000, 5.000. Câteva mii, da. Dar nu, probabil aceasta este cifra. Nu am mai întâlnit la generațiile de la părinții mei, că mergând către cei mici, da, la cei care au făcut războiul, am văzut ceva antisemitism, dar astăzi nu cred că mai există antisemitism în România. Ba da, există ceva la cei care spun că, domne, lumea este condusă de o cultă mondială evrească. Da, acolo vezi, te pune pe gânduri o afirmație sau alta, dacă îl rogi să-ți explice despre ce e vorba, nu o să-ți explice. Dar nu sunt împotriva evreilor din România. Mai grav, există o ură de rasă la români, asta o văd. Am perceput-o și în copilărie, o percep și astăzi, la adresa populației de etnie romă. Și mai este un pericol de care mă tem. Din România au plecat în ultimii 30 de ani foarte mulți tineri apți de muncă în străinătate.
S-a agravat situația forței de muncă din această cauză și au început să vină mulți străini și vor veni și mai mulți din Pakistan, din Bangladesh, Vietnam, China, nu știu, Asia în general, că nu vor veni cei din Franța. Și vom avea din ce în ce mai mulți străini printre noi. Și va trebui să gestionăm acest lucru, pentru că locurile de muncă trebuie ocupate, pensiile trebuie plătite. Și ei le vor plăti. Și cei care au mai rămas în România. Și e de văzut cum vom gestiona această infuzie de străini, de asiatici. S-ar putea să renască xenofobia. Da, unii provin din țări adică majoritar putea, musulmane care s-ar putea state ca, care au da, o relație tensionată partidele, cu Israelul și care, da, s-ar putea, s-ar putea ca partidele extremiste să crească mult în procente datorită acestei infuzii. Adică pericolul repetării dramelor la scară mare va fi, cred, multă vreme de acum încolo în România. Da, e nevoie de context, de un război sau de un lider extremist și de călăi pe care i-am amintit și sunt sigur că există printre noi acei oameni sadici care abia așteaptă să dea frâu liber dorințelor lor de a face rău. Da, cu siguranță vin noi provocări. Uite, mi-a dus aminte de un tur pe care l-am avut. În urmă cu câțiva ani eu am lucrat ca ghid o perioadă și în grupuri de limba engleză erau și câțiva turiști israelieni, dar și câțiva palestinieni și, bineînțeles, na, fiind relația istorică tensionată dintre cele două grupuri, s-au găsit să se certe și în grupul pe care l-aveam eu acolo și nu mai puteam să reprezint nimic din Casa Poporului, că ei stăteau să se certe între ei, spre, bineînțeles, supărarea tuturor celor alți turiști care nu pentru asta veniseră să vadă a doua clădire administrativă din lume. Da, și mai mă pune ceva pe gânduri apropo de discuția noastră de acum. Ucrainenii trec printr-o dramă și sunt români revoltați că sunt ajutați refugiații ucraineni. Oamenii aceia și-au pierdut case, și-au pierdut membrii ai familiilor, unii dintre ei. Nu știu dacă și-au pierdut țara, poate. Nu poți să ai atitudinea aceasta. Nu se compară cu de ce nu sunt ajutați alți români. Eu cred că sunt ajutați, nu vreau să dau exemple. Știm ce... Pot să dau niște exemple, dar nu ăsta este rostul. Astăzi, dacă ești apt de muncă, în România îți găsești un loc de muncă. Nu mai este ca în anii 90. Da, dar trebuie să știi o meserie. Nu îți găsești chiar. În România, știi o meserie, te duci oriunde în lume și treci pe urma ei. Chiar și fără meserie. E o criză. Am prieteni care au diferite afaceri și au nevoie de forță de muncă necalificată și uite da, că nu trebuie nu să găsești. Muncești. Trebuie nu. Să muncești. Da, asta e singura cerință din fișa de post. Da. Vreau să te întreb, de când ne uităm la toate traumele astea ale secolului 20, să zicem de la genocidul armean, Holocaust, Guragul sovietic, lucruri absolut rușinoase pentru istoria umanității, mi se pare că Holocaustul este cel mai bine memorializat. Adică e cea mai bună formă de, sau cea mai profesionistă formă de transmitere și de interacțiune cu această, acest episod foarte dureros. Da. Cum vorbești tânărului despre niște lucruri absolut îngrozitoare, cum sunt cele petrecute la Auschwitz sau Da. Problema nu este că, și ești de acord cu mine, nu că cei care vorbesc despre Holocaust sunt buni comunicatori, ceilalți ar trebui să vină la același nivel. Cred că se explică prin faptul că despre Holocaust vorbim de vreo 60-70 de ani, a trecut un timp, s-a sedimentat în mintea noastră, știm ce înseamnă, s-a ajuns și la un nivel profesionist, cum ai zis, de discuții. Vorbim de prea puțin timp despre Gulag și mai ales despre ce s-a întâmplat în pușcările comuniste din România. Abia acum scriem cărțile fundamentale sau de vreo 20-30 de ani le scriem. Deja despre Holocaust s-au scris multe cărți, s-au făcut multe filme.
Să lăsăm deci, timpul să treacă și cumva, să... Cumva și sprijinul, nu m-aș feri să spun, și sprijinul politic este mai puternic pentru zona aceasta a Holocaustului. Dacă vei spune Stalin a fost un băiat bun, nu o să sară nici Statele Unite, nici Israelul. Dar spune asta despre Hitler și e normal să fie așa. Cumva trebuie adus, păstrat nivelul la care vorbim de Holocaust și a adus și genocidul armean, genocidul din Gulag sau, mă rog, din Ucraina de acum, crimele din închisorile comuniste trebuie aduse la același nivel. Da, întrebarea mea e cum putem face, pentru că mi se pare că e un standard foarte, foarte bun și o modalitate de comunicare foarte bună atât a informațiilor, cât și de păstrarea memoriei. Da, învățăm. E un exemplu de bune practici, modul în care evreii au reușit să-și asume această experiență dureroasă și să o spună apoi lumii întregi. Și lumea întreagă să o înțeleagă. Bine, o parte a ei, pentru că acum când spuneai, chiar mi-am să aminte de diferite reportaje pe care le-am văzut despre diferite țări din Asia, în care într-adevăr Hitler și nazismul sunt ceva așa, la modă, acolo neexistând o, nu știu, ceva, nu știu, o memorie. La noi este o traumă. Pe când ei n-au avut legătură cu partea asta a istoriei, pentru ei e ceva așa depărtat și pentru unele grupuri ale societății e chiar ceva, nu știu, cool, sau interesant, sau palpitant, sau nu știu ce în capul lor, dar oricum era modă. Și nici nu există o registrație care să constrângă, să interzică. Din fericire, în Europa există o astfel de legislație. Dar cred că asta este soluția, ca să răspund la întrebare, să învățăm de la cei care discută despre Holocaust, cum să discutăm și noi onest, corect, eficient despre celelalte masacre din istorie. Apropo de pe noi ne doare foarte tare ce s-a întâmplat în România în ultimii 100 de ani. Dar abia acum scriem cărțile fundamentale, abia acum putem face cercetare, pentru că arhivele s-au deschis. Bine, nu toate. Dacă vrei să studiezi Revoluția din decembrie 89, pentru că și asta este un subiect pe care trebuie să-l cunoaștem, nu o să ai acces la arhivele militare. Să nu mergem chiar atât de aproape. Nici ce s-a întâmplat în primii ani de instaurarea comunismului nu este încă suficient de clar. Eu lucrând pe domeniul acesta am putut vedea că uneori ai acces la dosare, alteori nu se găsesc acele dosare. Apropo de memorializare, unul dintre, să zicem, un slogan care s-a întipărit atunci când vine vorba de memoria Holocaustului e Never Again. Se mai poate repeta așa ceva? Cred că mai zis, sunt convins că nu neapărat Holocaust, adică nu neapărat o exterminare a evreilor în Europa. Doamne ferește, se poate întâmpla în Israel. Dacă în 1973 evreii pierdeau războiul și au sacrificat mulți soldați ca să nu-l piardă, nu știm ce ar fi ieșit. Dar e atât de multă ură împotriva lor acolo, mai bine să nu te gândești. Dar cred că vor mai fi convulsii grave în lume din motive etnice. Trebuie format contextul. Oamenii și acum, după pandemie, plus război, oamenii sunt destul de sensibili, de isterizați. Mai ales în contextul actual. Da. Uite, mie chiar mi se pare așa, o ironie foarte amară a istoriei că Putin folosește treaba asta de denazificare. Da, o mizerie. Da, mai ales când, unde era Mariupol, a fost o supraviețuitare a Holocaustului care a murit. A murit într-un bombardament, da. Așa este. Încercând să scape de această denazificare. Da, mi se pare îngrozitor că se folosește acest lucru de către Putin. Da, ce n-a reușit Hitler să facă, a reușit Putin. Ironică și groasnică această comparație. Sigur,
nu și-a propus să îi omoare pe supraviețuitorii Holocaustului, dar la asta se ajunge. De ce a folosit el propaganda aceasta legată de denazificare? Nu cred că este pentru noi europenii. Nu-l interesează prea mult ce credem noi. Este să-i țină pe ruși conectați la politica lui. Nazismul, cred că este încă viu, trauma nazistă este încă vie în Rusia. Cred că este încă important pentru ruși că ei au învins în al doilea război mondial și se vede asta, nimeni nu știe când e ziua Rusiei. E pe 12 iunie. Toată lumea știe că pe 9 mai are loc marea paradă și au loc marile evenimente, pentru că 9 mai este ziua în care Germania a capitulat. De fapt, 8 mai... Da, conform... E interesant și aici, da. Că și la noi a fost până acum un an sau doi tot 9 mai. Germania a capitulat pe 8 mai, acolo în Germania, era ora 11.01, în România era 9 mai 001 și la Moscova era 9 mai 101. Cumva noi am schimbat așa un pic istoria și sărbătorim pe 8 mai ca să sărbătorim o dată cu aliații din NATO, nu cu Uniunea Sovietică, dar eu cred că aici n-am grăbit. Conta cât era la noi data. Bun. Deci este vie această memoria nazismului. Îi face, chiar și pe cei mai tineri, pe cei din tânăra generație, îi face cumva să vibreze pericolul nazist. Cred că în copilăria mea se vorbea și la noi destul de mult, când eram pionier, în anii 80, despre victoria împotriva naziștilor. Nu știu dacă s-a mai vorbit despre un pericol al nazismului, dar în Rusia, unde trauma a fost mult mai mare, poate să anime și să obțină susținere de la populație. Sigur că e penibil. Dacă gândești un pic, președintele Ucrainei este evreu. Da. Primul ministru evreu. Pe cine atacăm? Pe cine denazificăm noi, distrugând oraș cu oraș și omorând populație civilă? Nu cumva noi, pentru că știi ce au făcut naziștii în Uniunea Sovietică, nu cumva noi facem, noi rușii, facem exact ce au făcut ei? E ușor să spui întrebarea asta. Mai ales când printre primele puncte bombardate în apropierea Kievului a fost memorialul de la Babi Iar, ceea ce iarăși mi s-a părut da, aici poate fi o întâmplare, da. Da, câteodată istoria, uite cum reașează ca să fie lucrurile și mai, și mai frapante. Că la fel de înfiorător a fost și Cernobâlul bombardat sau cucerit și... Să nu mai amintim că creștem vânzarea pastilelor de iod și alimentăm temerile. Nu o să se întâmple. Da, dar nu cred că acel bombardament la Babi Iar, sau poate au fost trupe, sau poate, da, au fost și obiective militare în zonă. Dacă tot am atins subiectul ăsta, hai să mai am o întrebare pentru tine. Cum e cu implicarea ucrainienilor în mașinăria asta de ucis nazistă? Că unul dintre punctele propagandei ruse de astăzi este că nu, că și ucrainienii au fost la Treblinka, au fost colaboratori ai Germaniei naziste, deci iată filiera nazistă, iată deci de ce Putin are dreptate. Da, Ucraina a fost partea Imperiului rusesc, dar și-a dorit să se rupă după ce Lenin a ajuns la putere la Moscova și a emis, printre altele, și decretul de autodeterminare, Ucraina și-a dorit să se rupă de Rusia. Știm că a fost cucerită, dar resentimentele au rămas. Armata Roșie a cucerit Ucraina și Ucraina a devenit Republică Sovietică. Alături de alte republici sovietice, au înființat Uniunea Sovietică la 30 decembrie 1922. Bun. S-a văzut în anii celor de-al doilea război mondial că mare parte din populația ucrainană s-a bucurat că au intrat nemții și s-au considerat eliberați. Mai mult, mulți ucraineni
au luptat alături de germani, îi vedem, dar nu ca soldați, cât ca populația auxiliară, ca făceau treburile acestea logistice, administrative, și îi vedem în lagăre, sunt câteva zeci de SS-iști și câteva sute de gardieni ucraineni. Nu sunt, lagărele nu sunt ținute sub control numai de SS, au ajutoarele lor, au acești ucraineni care luptă. Acum, Putin, da, speculează acest adevăr și le spune rușilor că Ucraina este a ajuns în mâinile naziștilor. Nu toți ucrainenii sunt naziști, că totuși au fost acolo în URSS. De ce n-au eradicat nazismul atunci, când erau împreună? Dar este propagandă, este imperialist sovietic, rus, țarist și sovietic, toate în mâna unui singur om. Da. Și iată încă o dovadă a fake news. Și marea surpriză este că Ucraina a rezistat. Cred că asta este cea mai mare surpriză. Mai mare decât faptul că nu ne așteptam ca Rusia să intre în Ucraina. Da, acum când firmăm, Ucraina rezistă. Nu mai zic nimic de viitor, că deja ți-am zis, am dat o bară cu previziunea că nu o să fie război, așa că nu mai zic nimic, nu, okay, nu mă pricep. Ok, și mă feresc să spun ce va fi. Da. Bun, eu îți mulțumesc pentru discuție. Îți mulțumesc și eu. Pe voi vă încurajez să citiți cartea Olga Iringer. Este probabil una dintre cele mai bune mărturii, scurtă, concisă, despre ce s-a întâmplat la Auschwitz și foarte, foarte utilă pentru a înțelege Holocaustul la modul general. Link în descriere. Link în descriere.